Cum aș fi vrut să spun că un nou subiect, altă zi, dar nu este o altă zi. Este cu vreo jumătate de oră sau o oră după ce am făcut celălalt material cu Ludovic, mi-a venit o altă idee, alt subiect. Astăzi 11 septembrie, mă rog, 11 septembrie, da, dar nu o să vorbim despre atacurile teroriste. Nu, eram curios să rămână în analele canalului când am început. 11 septembrie 2022, primele două materiale, dar drept că probabil 10, pentru că ăla l-am terminat cu Ludovic în 10, astăzi e deja 11, noaptea până la 1:30, parcă n-am ceas la mine. M-aș putea uita pe telefon, dar nu mă uit acum. În fine, e noaptea, de dimineața, de fapt. Bun. Acum că am vorbit mai înainte de influența franceză, de filiera rusă, mi-am adus aminte de un subiect pe care de mult vreau să-l aduc la cunoștință și e un subiect destul de controversat și se numește ceva de genul aspectele pozitive ale contactelor româno-ruse. Da, da, ați auzit bine. Știu că e greu de crezut, dar au fost și din astea. Chiar dacă istoriografia noastră sau un discursul public de la noi, Rusia apare ca un bau-bau și poate pe bună dreptate relațiile bilaterale nu au fost cele mai bune, trebuie să recunoaștem, și plus că să nu uităm că Rusia e singurul vecin sau fost vecin sau, mă rog, ăsta cu care ne-am luptat, pe care nu l-am omis niciodată. Adică e complicat. Deci Rusia e mare putere, Rusia e o chestie destul de interesantă și complicată pentru noi. Și discursul public din România încă de la început, încă de la începuturile României moderne, chiar înainte, a fost unul negativ față de Rusia, adică rușii ăia răi, care nu contest asta, dar ca pasionat de istorie și ca istoric, bun, acum mă fac istoric, dar asta e ideea, deci nu pot să nu știi care e chestia. Acum trebuie să o spui pe bune. Dacă ești istoric adevărat, nu poți să vezi doar partea negativă sau pozitivă. Trebuie să încerci să fii cât mai echidistant. Pentru că dacă nu ești, atunci nu mai ești istoric. Și asta e problemă foarte mare la noi, din păcate. Și cu toate că știu și eu acele aspecte negative foarte tari care au existat în relațiile româno-ruse, trebuie să caut și aspectele pozitive. Deci, și acum să începem, nu mi-am făcut listă, poate trebuia să fac listă, dar cum vin, așa, încerc să le iau cronologic. Rusia devine mare putere cam în timpul lui Petru I, asta începutul secolului XVIII, și de atunci începe serie de războaie cu Imperiul Otoman. Dintr-o perspectivă foarte interesantă, ea se considera protectoarea creștinilor din Imperiul Otoman și din această postură, asta era, mă rog, marota ideologică a Rusiei în conflictul cu Imperiul Otoman, ideologia ei de liberatoare a creștinilor sau apărătoare a creștinilor ortodoxi. Să nu uităm, era a treia Romă, da? Deci, din timpul lui Ivan al IV-lea, cel groaznic, avem ideologia asta imperială că exista Roma antică, Roma bizantină, să spunem așa, Imperiul Bizantin, Imperiul Roman de răsărit, și Roma moscovită, sau, mă rog, a treia Romă, întruchipată în Rusia moscovită.
sau Cnezatul Moscovei a devenit Țaratul Rus și Imperiul Rusiei odată cu Petru cel Mare. Bun, acum să vedem care au fost contactele. În primul rând, Dimitrie Cantemir și Petru I s-a încheiat o alianță în 1710 la Lucques între cei doi. Dimitrie Cantemir participa la campania anti-otomană a lui Petru și se promitea practic domnia în Moldova, bineînțeles, sub influență rusească. Acest proiect nu a reușit pentru că aliații au fost învinși la Stănilești de către otomani în 1711 și pentru Moldova asta înseamnă și începutul domniilor fanariote. În deceniile următoare, mă rog, începe epoca fanariotă în Moldova și în țara românească și începând cam de la 1768, începe epoca războiilor ruso-otomane care se întind până târziu spre războiul Crimeei, chiar războiul de independență, deci mai bine de 100 de ani, dacă ne uităm așa, de războaie ruso-otomane sau otomano-ruse pentru teritoriile din Balcani, principatele române, mă rog, și părțile alea, Crimeea, Ucraina de astăzi. Și, mă rog, pentru principatele românești extracarpatice, Moldova și țara românească, contactul cu Rusia a fost unul foarte greu, să spun așa, pentru că era război și cum îi zice acum, rechizițiile militare au afectat puternic populația principatelor, dar să venim la primul aspect pozitiv al contactului cu rușii, unul foarte important, unul capital pe care l-am spus mai înainte la materialul cu Ludovic al XIV-lea, contactul cu civilizația și cultura franceză, care ne-a venit, cum ați mai auzit mai înainte, prin filieră rusească. Adică, cu toate efectele negative ale războiilor ruso-otomane care s-au desfășurat pe teritoriul principatelor românești, dunărene, totuși a fost o mare, mare influență pozitivă faptul că ne-a atins elitele principatelor, a fost atinse de cultura franceză care va remodela practic toată istoria noastră și această influență am primit-o, vrem nu vrem, ne place sau nu ne place, prin filieră rusească, pentru că, cum am spus mai înainte, toată aristocrația rusă a perioadei era puternic impregnată de cultura franceză. Apoi, 1800-1834 e o perioadă în care, practic, principatele române sunt ocupate de Rusia. În 1806-1812 are loc un nou război ruso-otoman, ca rezultat se încheie pacea de la București și Moldova pierde teritoriul dintre Nistru, Prut și Nistru, Basarabia, și cu asta, sau mă rog, asta e ultima mare pierdere teritorială a perioadei războiilor ruso-turce sau ruso-otomane. Și apoi, cumva, principatele ocupate, vine al doilea mare aspect pozitiv, primele constituții. Primele constituții ale spațiului românesc, să spunem așa, așa numitele regulamente organice, sunt introduse de ruși,
și anume de Pavel Kiselev, care încă un aspect pozitiv, a fost un guvernator general al Principatelor, care a rămas foarte, adică are o imagine foarte pozitivă în istoriografia românească. Bulevardul Kiselev din București îi poartă numele, și, mă rog, cu ajutorul lui sau, mă rog, sub guvernământul lui s-au introdus în Principatele Române primele Constituții moderne. Ceea ce e interesant, până atunci noi n-am avut așa ceva. Să ne gândim că n-am avut nici coduri de legi până spre începutul secolului XIX. Legiuirea lui Caragea și codicile lui Calimachi, astea până la 1817-1818. Și acum vin primele Constituții românești, din Moldova și Țara Românească. Bineînțeles că avea și aspecte negative, dar acum aspectul ăsta negativ e cam așa, cusută coață albă, pentru că acum, da, prevedea amestecul Rusiei în treburile interne ale principatelor, dar hai să fim serioși, adică era Rusia, era o mare putere, care nu aștepta, nu aveai cum să aștepți să nu intervină, că ăsta era interesul. Dar, per total, uite că regulamentele organice au fost primele Constituții românești, și atunci e practic un pas înainte spre constituționalism. Interesant că, din câte știu, nu știu, poate nu știu bine, rușii sau, mă rog, Kiselev a făcut ceva ce în țara lui încă nu era. Deci nu cred că pe la 1833, 32, 33, Rusia avea vreo Constituție. Și atunci aplicau chestii de-astea moderne, dar nu la ei, ci la noi. Și asta a fost cumva un aspect foarte pozitiv. Apoi un alt aspect pozitiv, războiul Crimeei. Războiul Crimeei pe care rușii l-au pierdut între 1853-1856, deci a durat 3 ani. Războiul Crimeei pierdut de Rusia se termină la 1856 cu Congresul de Pace de la Paris, mă rog, reprezintă, mă rog, triumful Franței, care renaște ca mare putere sau factor determinant în istoria europeană pentru o scurtă perioadă de vreo 20 de ani, 20 ceva de ani, până la dezastru din 1870-71 al lui Napoleon al III-lea. Și atunci, practic, Rusia suferă un șoc, o înfrângere catastrofală. Să ne punem în locul lor un pic, ne ducem înapoi la 1853. Rusia este o forță a continentului, 1853, deci înainte conflictului, domnește un țar foarte conservator, Nicolae I, care a ajutat Austria să zdrobească Revoluția Maghiară în 1849 și a fost un fel de jandarm al Europei, se temea de revoluții, și atunci a intervenit în țara românească, a intervenit în Revoluția din țară, sau, mă rog, a pus presiuni asupra Imperiului Otoman să intervină în cadrul Revoluției de la 1848 din țara românească, și, din câte știu, a intervenit și cu trupe ulterior. A intrat în Transilvania și a restaurat ordinea, să spunem așa. Și în 1853 se gândește să are loc un conflict la Nazaret sau la Ierusalim, etc. Și începe un război între Imperiul Otoman și Rusia. Și pare că Rusia va învinge, dar intervin marile puteri, Marea Britanie, Franța și, mai mică măsură, Prusia și, mă rog, Piemontul. Și rușii suferă o înfrângere îngrozitoare, catastrofală, și din momentul ăsta se termină cu protectoratul asupra Moldovei și a țării românești, protectoratul rusesc, care data de la începutul secolului XIX, și în locul protectoratului rusesc, care loc sau înlocuit acest protectorat cu garanția colectivă a marilor puteri, a șapte mari puteri, puterile învingătoare a Rusiei,
Și are loc, începe procesul care va duce, mă rog, la unirea Moldovei și a țării românești și crearea României moderne. Și un aspectul pozitiv, mă rog, e și de înțeles, Rusia practic e knockout. La 1856, mie mi-a plăcut foarte mult, mai de mult, cu ani mulți în urmă, istorie polemică, era o misiune la TVR, cu Neagu Giovara și la un moment dat spunea, era dezbătea tema asta și spunea că erau și zvonuri că Nicolae I, care murise în timpul războiului, s-ar fi sinucis. Pentru că atât de mare era înfrângerea sau atât de mare erau pierderile rusești și catastrofa rusească, atât de mare a fost că exista zvonul că Nicolae I nu a murit de moarte bună, ci s-a sinucis. Mă rog, înfrângerea din războiul Crimeei a scos practic pentru 20 de ani Rusia din politica europeană. Va reveni abia după 1870-71, când Franța e zdrobită de Germania reunificată, sau mă rog, Imperiul German. Și totuși, să spunem, asta e un aspect pozitiv. Când are loc unirea principatelor, Moldova și Țara Românească, sunt două puteri care se opun, Austria și Imperiul Otoman, Rusia nu. Rusia e de acord cu unirea. Bineînțeles, trebuie să menționăm că era, cum am spus, knockout. Deci era ieșită din cărți în momentul respectiv și se concentra mai mult spre Asia Centrală și alte zone asiatice decât spre Europa. Da, și acum vine aspectul esențial din punctul meu de vedere, următorul aspect pozitiv, războiul de independență a României. Da, și aici oricât am fi noi de patrioți și mari, nu ne plac rușii și nu știu ce, războiul de independență e foarte greu de imaginat. Să fie avut ceva rezultate victorioase fără ajutorul Rusiei. Adică Imperiul Otoman era omul bolnav al Europei, dar nu era într-atât de bolnav încât să nu poată să învingă într-un război în România. Adică s-a încercat în 1875, începe o serie de răscoale în Balcania, creștinilor în Bosnia, în scurt timp Serbia, începe să mobilizeze Muntenegru, răscoală în Bulgaria și România încearcă să obțină, încă guvernul conservator atunci, încearcă să obțină independența principatului, încă România, care era dependent de Rusia, mă rog, de Imperiul Otoman, la acea vreme încă. Și încercarea asta diplomatică de a obține independența s-a soldat cu un eșec răsunător. Nu numai că nu s-a obținut nimic, dar în Constituția din 1876, parcă, România era menționată ca o provincie privilegiată a Imperiului Otoman, deci nu e vorba de independență sau alte chestii. Și atunci, singura modalitate de a obține în mod realist independența României era alianța cu mare putere. Și care putere era aia care era tot timpul sau dorea să tot timpul să învingă Imperiul Otoman, să intervină, să izdrobească, să scoată din Europa, să fie protectoarea, să-și îndeplinească rolul de protectoare a ortodoxilor din Balcani? Păi nici Austria, mă rog, Austria avea alte probleme atunci, nu era mare putere, dar nu chiar de la 1000, de la care a fost ultimul război austro-turc? 1738? 39, nu, 36-39. Cred că ăla a fost contraatacul, da, contraatacul otoman, sau mă rog, războiul de revanșă otoman, când a pierdut Oltenia. Ostia, cred că aia a fost cam ultimul mare război cu otomanii de atunci. Austria nu mai intervine în conflictul ăsta și rămâne numai Rusia. Și atunci Rusia era singura
mare putere interesată într-un război cu Imperiul Otoman și atunci guvernul României, mă rog, noul guvern liberal nu avea altă variantă decât alianță cu Rusia, înțelegere care se și semnează în primăvara lui 1877, o alianță secretă între Rusia și România. Mă rog, câteva articole, Rusia respectă, o să respecte integritatea teritorială a României, o promisiune pe care Rusia nu o va respecta, dar nu oricum, vom vedea și asta imediat, și va întreține pe cheltuială proprie trupele rusești care vor, mă rog, vor intra în România și se vor îndrepta spre Dunăre. Începe conflictul, România își declară independența, în scurt timp e cerut ajutorul militar al României și războiul devine dintr-un război inițial ruso-turc sau ruso-otoman, devine un război ruso-româno-otoman și armata română contribuie la victoria finală a Rusiei și aici începe un alt episod foarte tensionat și foarte mult discutat, problema Bucecului, problema celor trei județe din sudul Basarabiei care au fost retrocedate de Congresul de la Paris Moldovei încă pe atunci, până la 1856, și pe care acum Rusia le alipea sau dorea să le alipească la ea. De ce vroia? Pentru că, din punctul lor de vedere, aveau nevoie de ieșire la Dunăre. Și acele trei județe din sudul Basarabiei asigurau Rusiei ieșire la Dunăre. Acum, ideea care era, articolul nu a fost respectat, asta e clar. Dar s-a făcut un schimb de teritorii. Adică România nu a fost lăsată așa pe din afară, domnule, nu primești nimic, deși tehnic ar fi putut să facă, dar nu era, mă rog, ok. Ce se întâmplă? Turcii, sau mă rog, Imperiul Otoman trebuia să plătească Rusiei învingătoare o mare despăgubire de război. Și atunci, în loc să plătească, s-au înțeles ca Imperiul Otoman să cedeze Dobrogea, nordul, centru și nordul Dobrogei, deci nu toată Dobrogea istorică, sudul rămâne la otomani. Erau două, mă rog, districte sau cum erau la ei, dar nu mai țin minte. Deci era Dobrogea actuală românească. Aia o le cedează otomanii rușilor în schimbul faptului că nu mai cer